Bună seara, începe ediție specială la Digi24. Eu sunt Anca Suciu. Începem cu principalele informații ale țării. Droguri extrem de periculoase descoperite pe litoral. Procurorii au confiscat 10 de plicuri cu substanțe interzise la un festival organizat în Mamaia. Vânătoarea de droguri a continuat și în trafic. Apoi, doi șoferi au fost prinși sub influența stupefiantelor pe autostrada Soarelui. Avem detalii imediat. Fiara din Balcani. Criminalul considerat cel mai periculos deținut din România a fost mutat astăzi de la Arad la penitenciarul din Craiova. Constantinos Pasaris, grec de origine, a fost condamnat pe viață. În 2003 s-a întâmplat pentru dublă crimă. Întâlnire crucială pentru întreaga planetă astăzi la Paris, aliatul lui Putin, Xi Jinping, a stat față în față cu Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Despre miza discuțiilor vorbim imediat la ediție specială. Președintele Chinei, aliata lui Putin, vine în Europa, este ajuns deja la Paris și ostentativ urmează să viziteze două state care au relații tensionate cu Bruxelles și cu NATO. Serbia, care sub președintele Vučić a strâns legăturile comerciale cu China, și Ungaria, considerată calul troian al Rusiei în Europa. Iar în acest turneu de 6 zile, Xi este așteptat să joace rolul de mediator pe cel mai fierbinte subiect al Europei. Războiul Rusiei în Ucraina. Ori prezența la Belgrad și Budapesta creează impresia unui scenariu ceva mai complicat. Președintele chinez va putea critica liber instituțiile europene și nord-atlantice, spre deosebire de atmosfera tensionată de azi, de la Paris, de acolo de unde urmărim și imaginile de astăzi. Despre asta vom discuta în această seară la ediție specială pe larg. Sunt ultimele ore de vacanță, iar românii se întorc spre casă și polițiștii au împânzit șoselele și fac filtre în trafic. S-a întâmplat la stația de taxare de la Fetești, pe drumul de la Mare spre București, iar surprizele nu au întârziat să apară. Mai mulți șoferi au fost testați pozitiv la substanțe interzise, iar unii dintre ei erau beți sau aveau permisele de conducere suspendate. Am băut 2 pahare de vin. La ce oră ai băut? Aseară am băut. Ne-am trezit acum de somn și am venit acasă. Da, n-am mâncat nimic. Ce-a ieșit? Surpriza cea mare a venit însă după ce șoferul a făcut și testul antidrog. Ai emoții de cum o să iasă testul ăsta? Nu. Bărbatul a fost depistat pozitiv la 4 substanțe. Când e prima că ai consumat o substanță interzisă? Păi ai spus că nu. Iar polițiștii au găsit în mașina pe care o conducea mai multe pliculețe cu substanțe interzise. Nu-mi dau seama, pot fi la biz nu pare. Substanțe uscate. Tot la stația de taxare de la Fetești, pe autostrada Soarelui, un alt șofer care conducea un bolid de sute de mii de euro a ieșit pozitiv la cocaină. Conducea mașina cu o dovadă provizorie, după ce a fost suspendat permisul pentru conducere agresivă. Ambii bărbați testați pozitiv au fost duși la spital pentru a li se recolta probe de sânge. S-au ales cu dosar penal și nu mai au voie să conducă. Mai mulți șoferi care se întorceau de la mare au fost opriți de poliție la stația de taxare de la Fetești. Nu te-ați vărtat nimic, da? Nu. 0, da? S-a dat pe drumul. Sunt negativ la toate substanțele, o să facem pentru alcool acum, da? Da. Să desfaceți nu știu cum. De unde vii? De la mare. Cum a fost traficul până aici? Destul de aglomerat. Ai avut permisuri reținut până acum? Da. De ce? Viteză. Vii din vacanță? Da, am fost la familie, în Mangalia. De acolo suntem și am petrecut Paștele cu familia și acum ne întoarcem spre casă, București. Trebuie să fim prudenți la volan, asta e cel mai important. Polițiștii monitorizează traficul inclusiv cu elicopterele. În aceste momente, acest elicopter al poliției române survolează deasupra autostrăzii A2. Filtrele pe care le-au făcut polițiștii în perioada sărbătorilor au contribuit semnificativ la scăderea numărului de accidente. Până în momentul de față, din analizele efectuate, putem vorbi de o reducere cu 50% a accidentelor rutiere față de perioada similară a anului trecut.
Droguri extrem de periculoase pe litoral la un festival de muzică electronică. Procurorii DIICOT au prins în flagrant 5 traficanți români și străini și au confiscat 10 de plicuri cu substanțe interzise, inclusiv una nouă pentru România, care provoacă halucinații, convulsii și chiar moarte. Ioana Ciurlea are informații suplimentare. În Mamaia, acolo unde zilele trecute a avut loc un festival de muzică electronică, au fost prinși traficanții. O franțuzoaică a fost prinsă în flagrant în timp ce încerca să vândă droguri într-unul dintre corturile în care se desfășurau petrecerile, iar un român a fost săltat de procurori la intrarea în festival. Aveau la ei stupefiante de mare risc, metamfetamină, cristale, ketamină și o substanță sintetică halucinogenă care provoacă convulsii, episoade psihotice, inclusiv infarct, spun medicii. Amândoi au fost arestați pentru o lună, iar drogurile, din care nu e clar cât au reușit să vândă până să fie prinși, au fost confiscate. La același festival din Mamaia, procurorii au prins și au reținut și un belgian care vindea droguri. Avea la el, la porțile de acces în festival, ecstasy și metamfetamină. Alți doi indivizi au fost prinși la aceeași petrecere cu ketamină și cocaină. Iar când au mers în locul în care cei doi erau cazați, procurorii au găsit și mai multe cantități din aceleași droguri. Vremele extreme zilele acestea, chiar la această oră, județele Maramureș, Cluj și Brăila sunt sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță acolo până la 20-25 de litri de precipitații pe metru pătrat. A fost de altfel rupere de nori și în Dolhasca, Suceava, unde a căzut grindina. În mai multe localități din județ a fost cod portocaliu, la fel și în Botoșani și Iași. Furtunile nu au ocolit nici Neamț, Hunedoara și Gorj. Meteorologii spun că vremea rămâne instabilă, iar de miercuri temperaturile vor scădea cu peste 10 grade. O ploaie de gheață s-a abătut asupra orașului sucevean Dolhasca, unde a fost cod portocaliu timp de aproape o oră. Alte 20 de localități din județul Suceava, dar și din Botoșani și Iași au fost sub aceeași avertizare meteo, iar în Neamț a fost cod galben de furtună. Și în prima zi de Paște, natura s-a dezlănțuit în mai multe județe din țară. În Prahova, 3 mașini au fost luate de ape și recuperate de la circa un kilometru distanță. Vremea va fi instabilă și în următoarele zile. De la mijlocul săptămânii, o masă de aer rece va face ca regimul de temperaturi să scadă cu mai mult de 10 grade și să consemnăm un ecart între 10 până la cel mult 20-21 de grade până la sfârșitul acestei săptămâni. Pe de altă parte, meteorologii anunță că în a doua jumătate a lunii temperaturile vor depăși 25 de grade. Fiara din Balcani, așa cum a fost supranumit cel mai periculos deținut din România, Constantinos Pasaris, pune iar forțele de ordine pe jar din sistemul penitenciar, pentru că a fost transferat astăzi cu măsuri speciale de securitate de la Arad la Craiova. Pasaris a fost găsit vinovat în iulie 2003 pentru uciderea unui casier de la o casă de schimb valutar din București și a unei gărzi de corp. El a fost condamnat la închisoare pe viață. Avem și mai multe detalii despre transferul criminalului de la un penitenciar la altul. Ni le aduce Mihai Volușescu, jurnalist Digi24. Bun găsit tuturor! Costas Pasaris a îngrozit întreaga România în anul 2001, atunci când a comis o dublă crimă. A ucis cu sânge rece doi agenți de pază de la o casă de schimb valutar din capitală. Acesta a fost prins atunci după două zile și acela a fost momentul în care polițiștii l-au identificat și au observat că stau de vorbă cu un criminal căutat în Grecia pentru mai multe crime, între care și doi polițiști uciși în urma mai multor evadări din penitenciare. Atunci oamenii legii au decis
decis să îl considere pe Costas Pasaris cel mai periculos deținut din țara noastră. Acesta a fost încarcerat de-a lungul timpului în mai multe închisori de maximă siguranță din țara noastră, din Gherla, din Rahova, de la Arad, iar acum acesta a fost transferat de la penitenciarul din Arad la penitenciarul de maximă siguranță din Craiova, iar surse au confirmat pentru Digi24 că au fost luate măsuri sporite de securitate la penitenciarul de maximă siguranță din Craiova, având în vedere antecedentele lui Costas Pasaris de evadare și de încercare de evadare. De asemenea, surse din cadrul administrației penitenciarelor spun că permanent acesta în celulă caută breșe de securitate, însă cei de la Craiova spun că s-au pregătit pentru a avea grijă așa cum trebuie de acest deținut. Acesta este supravegheat 24 de ore din 24 și în momentul în care este scos la plimbare se întâmplă acest lucru, însă cu condiții extrem de stricte. Gramaj mai mic, preț la fel de mare, este noua metodă prin care producătorii români maschează scumpirea produselor. Sau altfel spus, înșală consumatorii. Iar mulți dintre clienți nici nu observă că produsele au intrat la apă. Mai grav este faptul că, deși fenomenul chiar a luat amploare în ultimele luni, autoritățile nu par să ia nicio măsură. În Coreea de Sud și în Franța, de exemplu, producătorii riscă amenzi dacă nu specifică pe etichetă că produsul lor s-a micșorat. Românii au observat din ce în ce mai des un fenomen care le dă bătăi de cap de mult timp străinilor, și anume scăderea gramajelor mai multor produse. Prețul însă rămâne la fel, sau e chiar mai mare. Da, am observat. Și cum vă simțiți ca și client? Nasol, normal. Aiurea. O simplă căutare în catalogele online ale supermarketurilor ne arată că transformarea există și la noi în magazine. Aceste napolitane nu se mai vând la cantitatea de 180 de grame, ci la 160, iar acest cașcaval are mai puțin cu 10 grame decât în anii trecuți. Am foarte multe. Nu pot să faci o listă cu. Sunt foarte multe, începând cu de la panificație până la tot ce vreți. Nu mi se pare că și nu numai la gramaj, e vorba și de bani, pentru că la produse vinzi un lucru cu un preț sau le iei cu un preț și mai pui, adaugi 10%, 15%, dar sunt altele care au 100%. După revolte ale consumatorilor în străinătate, s-au luat măsuri împotriva mecanismului de shrinkflation. Producătorii sunt obligați să specifice pe etichetă că produsul lor s-a micșorat. De exemplu, în Coreea de Sud, producătorii care nu respectă această regulă riscă amenzi mari, între 3.000 și, atenție, 7.500 de dolari. Același lucru se întâmplă și în Franța, acolo unde producătorii sunt obligați să își anunțe clienții că produsul lor a suferit modificări. La noi, autoritățile nu par interesate de subiect. Conform legii, dacă producătorul trece pe ambalaj cantitatea corectă, acesta poate să modifice produsul în orice fel dorește. Trebuie să verificăm și să fim foarte atenți totdeauna ce cumpărăm, nu doar în aceste momente, tot timpul trebuie să ne informăm și este obligația consumatorului să se informeze. Inclusiv în Ungaria se pregătește un proiect de lege împotriva fenomenului shrinkflation. Noi amenințări cu războiul nuclear vin de la Moscova. Rusia pregătește exerciții militare cu arme atomice în apropiere de Ucraina, ca răspuns la ceea ce Kremlinul numește amenințările liderilor occidentali. Asta după ce săptămâna trecută, într-un interviu pentru presa britanică, Emmanuel Macron a reluat subiectul trimiterii de trupe în Ucraina, iar David Cameron, aflat în vizită la Kiev, a spus că Ucraina are aprobarea Marii Britanii să lovească teritoriile Rusiei cu armele primite. Exercițiile se anunță o adevărată demonstrație de forță. Forțe aeriene, navale și trupele din districtul militar de sud, care are sediul foarte aproape de Ucraina, vor fi implicate. Cerute chiar de președintele Vladimir Putin, exercițiile au rolul să verifice gradul de pregătire al forțelor nucleare nestrategice de a îndeplini misiuni de luptă. Data și locația antrenamentelor nu au fost specificate. Ele vin însă la doar câteva zile de la declarațiile liderilor principalelor puteri nucleare europene, Franța și Marea Britanie, pe care Rusia le-a catalogat provocatoare și amenințătoare. Речь идет, естественно, и о заявлении господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель Сената США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО
перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания. În octombrie 2023, Rusia a organizat manevre militare menite să simuleze o lovitură nucleară masivă, ca răspuns din partea Moscovei. În timpul acestor exerciții, o rachetă balistică intercontinentală a fost lansată din cosmodromul Plesetsk, din nordul Rusiei, și o alta de pe un submarin din Marea Barents. Vladimir Putin însuși a supravegheat lansările anunțate în aceeași zi în care Camera Superioară a Parlamentului Rus a revocat tratatul de interzicere a testelor nucleare. De la începutul conflictului din Ucraina, în februarie 2022, Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Rusia este pregătită tehnic și militar pentru un război nuclear dacă va fi nevoie. Doctrina nucleară rusă prevede o utilizare strict defensivă a armelor atomice, în cazul unui atac asupra Rusiei cu arme de distrugere în masă sau în cazul unui atac cu arme convenționale care amenință existența statului. Rusia a desfășurat în vara anului trecut arme nucleare tactice în Belarus, cel mai apropiat aliat și vecin al Uniunii Europene. Armele nucleare cu care Rusia va face exerciții sunt nestrategice, adică tactice. Acum, diferența principală dintre aceste două tipuri de bombe atomice este dimensiunea și implicit puterea de foc. Ne explică însă detaliile colegul nostru Valisan. Bine v-am găsit. Este vorba despre exerciții la care vor fi folosite rachete nucleare tactice. Sunt proiectile cu rază mai mică de acțiune care pot să fie folosite, de exemplu, într-un război, în luptă pentru a distruge anumite ținte militare. Nu este vorba despre rachete nucleare intercontinentale cu rază foarte mare de acțiune care ar putea să distrugă orașe întregi. Și pentru că vorbim despre focoase nucleare, aș vrea să ne uităm la clasamentul forțelor nucleare. Vedem că acest top este condus de Rusia cu peste 5500 de rachete nucleare. Pe locul al doilea se află Statele Unite ale Americii cu 5044 de focoase. Clasamentul este, podiumul este încheiat de China cu 500 de rachete și urmează țările europene, Franța și Marea Britanie cu 290, respectiv 225 de focoase nucleare. Un exercițiu pe care Vladimir Putin l-ar fi cerut, el ar fi ordonat ca rachetele nucleare să fie testate și acest antrenament reprezintă un răspuns pentru mesajele din ultima vreme conform cărora țările occidentale ar putea să trimită militari în Ucraina. Spune Kremlinul că este un mesaj de descurajare. Vedem și harta țărilor cu arsenal nuclear. Cât despre exercițiul despre care vă vorbeam, nu există foarte multe informații clare din partea Kremlinului. Moscova spune doar că antrenamentul va începe în perioada următoare și că va avea loc în sudul Federației Ruse. Vladimir Putin depune mâine jurământul și își preia noul mandat, cel de-al cincilea ca președinte al Rusiei. Două zile mai târziu va avea loc Marea Paradă, care celebrează victoria împotriva Germaniei în cel de-al doilea război mondial, în timp ce liderul rus încă așteaptă un succes militar pe frontul din Ucraina. Acum regimul lui Putin pare mai puternic ca niciodată în ultimii 25 de ani, totuși expoziția sau opoziția a fost neutralizată aproape complet, dar există fisuri în cetatea lui Putin. Asta se remarcă, mai mult sau mai puțin vizibile pentru noi, cei din lumea occidentală. Выборы показали, что Россия сегодня одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем. Благодарю вас. Vladimir Putin a obținut al cincilea mandat după un scrutin măsluit, fără contracandidați adevărați și cu un aparat de stat care a făcut campanie pentru el. Ca să rămână președinte, a schimbat Constituția, iar precedentele mandate nu s-au mai pus la numărătoare. La o lună după vot, Vladimir Putin a primit livretul de președinte al Rusiei. Șefa Comisiei Electorale l-a adus personal la Kremlin. Спасибо вам большое и всем вашим коллегам. И в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю. Но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства.
Următoarea etapă este depunerea jurământului, care marchează începutul oficial al noului mandat. Precedenta ceremonie de acest fel a fost în 2018. Depunerea jurământului nu este principalul eveniment al săptămânii pentru Vladimir Putin. Apogeul este 9 mai, ziua victoriei, când Rusia celebrează victoria contra lui Hitler. Repetițiile sunt deja în toi la Moscova, pentru parada militară. După căderea Uniunii Sovietice, sărbătoarea a fost neglijată. Putin s-a ocupat în ultimii ani să-i redea strălucirea din alte vremuri. Мы должны поддерживать наших бойцов. Во-первых, это память первых поколений, и тем более сейчас в рамках СВО страна должна помнить и знать, как бы, с чем мы боролись, с чем мы боремся и с чем мы будем бороться. Поэтому он обязательно нужен, и не только в Москве, а Vladimir Putin este la putere în Rusia de la sfârșitul anului 1999. Boris Yeltsin l-a anunțat ca succesor chiar de revelion. Avertisment cutremurător lansat de spionajul european. Rusia plănuiește acte de sabotaj peste tot în Europa. Sunt planificate acțiuni violente care să perturbe și chiar să pună în pericol viața civililor. Asta scriu jurnaliștii de la Financial Times, care au obținut informații din partea a 3 state europene. Printre acțiunile menționate se numără inclusiv atacuri cu bombă, dar vorbim și de acte de sabotaj care vizează infrastructura critică ori diverse obiective militare. Șeful Serviciului de Informații Interne al Germaniei a zis public că Rusia este din ce în ce mai sigură pe ea și este dispusă să facă operațiuni în Europa. Autoritățile germane au prins 2 ruși care plănuiau să atace baze militare NATO. Cehia și Estonia sunt printre țările care au semnalat deja intervenții ale agenților ruși de cealaltă parte. Kremlinul a văzut aceste acuzații, dar a negat totul până în prezent. O întâlnire cu miză uriașă pentru întreaga planetă a avut loc astăzi la Paris. Președintele Chinei și-a început turneul european cu cea mai importantă întrevedere, cea cu președintele Franței. A fost la discuții și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar discuțiile cu liderul chinez sunt cruciale, pentru că Xi Jinping este unul dintre aliații cheie a lui Vladimir Putin. Vizita, care durează 2 zile, se concentrează pe posibilul rol pe care Beijingul ar putea să-l aibă în încheierea războiului din Ucraina. Relațiile comerciale dintre China și Uniunea Europeană și conflictul din fâșia Gaza sunt și ele pe agenda discuțiilor. Ajuns la Elisei în jurul prânzului, Xi Jinping a fost întâmpinat de președintele francez. Dincolo de zâmbetele afișate în fața camerelor și a vorbelor prietenoase, cei doi lideri au pe agenda discuțiilor subiecte dificile. Emmanuel Macron va încerca să-l convingă pe Xi Jinping, cel mai influent aliat al lui Vladimir Putin, să contribuie la găsirea unei soluții pentru a opri războiul din Ucraina. La situația internațională, très clairement, necesită plus que jamais ce dialogue euro-chinois. À l'avenir de notre continent dépendra très clairement aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine, ce qui est notre volonté. L'Ukraine, le Moyen-Orient, deux crises majeures sur lesquelles la coordination entre nous est absolument décisive. Ajunsă la Paris în această dimineață special pentru această întâlnire, Ursula von der Leyen s-a alăturat discuțiilor de la Elisee. Vizita președintelui chinez, prima în 5 ani în regiune, vine într-o perioadă de puternice tensiuni comerciale între Europa și China. Ursula von der Leyen a acuzat Beijingul de practici neloiale, care fragilizează și chiar pun în pericol activitatea unor sectoare din economia Uniunii. De cealaltă parte, autoritățile chineze reclamă tendințe protecționiste în deciziile luate la Bruxelles. China and the European Union have a shared interest in peace and security and in the effective functioning of the rules-based international order, especially against a backdrop of a very turbulent environment, be it in Europe, in the Middle East, or in East Asia. We are determined
to stop the Russian war of aggression against Ukraine and establish a just and lasting peace. Până acum, China nu a vândut arme Rusiei, dar cancelariile occidentale acuză Beijingul că a furnizat materiale și resurse pentru industria de război a Moscovei și nu și-a folosit influența pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să renunțe la războiul din Ucraina. Emmanuel Macron speră ca două zile de ceremonii oficiale și discuții în spatele ușilor închise să reseteze relațiile cu China. Acum președintele chinez va rămâne 6 zile în Europa. Despre acest turneu care îl va duce pe Xi Jinping și în Serbia și la Budapesta, în Ungaria, cu Iren Costelian, jurnalist român stabilit în Franța. Bună ziua, Iren, mulțumesc că ești alături de noi. Vrem să înțelegem cât de tensionată a fost atmosfera astăzi la Palatul Elysée și cum a fost primită această vizită. De ce e președintele chinez în Franța? Cum spuneați și mai devreme, prezența liderului chinez este una importantă pentru Europa, dar și pentru Franța, evident, din cauza expansiei Chinei în întreaga lume și pe plan geopolitic. Să nu uităm că, deși Uniunea Europeană este primul partener economic al Chinei, ca volum și ca cifră, să spunem, nu de afacere, dar ca cifră, ca volum economic, mai avem și o concurență între statele europene și China, care se dezvoltă de data asta mai departe de noi, în Africa, de exemplu. Subiecte importante au avut loc și proteste au avut loc de dimineață și chiar de ieri în Paris, împotriva venirii președintelui chinez la Paris, mai ales de comunitățile tibetane, care îl acuză pe președintele chinez de genocid în Tibet. De asemenea și comunitatea uigură. În Franța, acum că ne apropiem de alegerile europarlamentare, și Raphaël Glucksmann, care este liderul de stângii tradiționale și candidat la aceste alegeri, a reamintit, el care are de mult în vedere acest subiect al comunității uigure, a reamintit că Xi Jinping nu este prietenul nostru și în niciun caz nu trebuie să ne luăm după aerul lui simpatic. Aici dezvăluie și faptul că în Franța în ultimul timp am avut foarte multe dosare de investigații în care au lucrat colegi într-un fel foarte serios, în care s-a dezvăluit, de exemplu, comisariate ascunse în care China își continuă o propagandă anti-protestatari și cel puțin opozanților regimului, care vizează acești oameni chiar și pe teritoriul Franței, ceea ce pentru noi este extrem de grav. Și aceste persoane câteodată dispar și chiar câteodată li se ia pașaportul și sunt rugați să se întoarcă în China pentru a sfârși zilele lor în lagăre. Despre vizita de astăzi, de asemenea, dacă e așteptată sau va face o solicitare Emmanuel Macron, o discuție eventual cu președintele Ucrainei și Xi Jinping? Nu știm pentru moment dacă această întâlnire a putut fi stabilită și dacă va avea loc, dar într-adevăr este unul din subiectele care se pun, fiindcă evident pacea în Europa nu este o miză doar pentru Franța, este și o miză pentru China, că dacă continentul european cade într-un război generalizat, atunci și veniturile Chinei vor fi impactate, fiindcă industria ei se desfășoară sau are cel mai multe venituri, cum spuneam, în Europa. Deci va avea un impact evident asupra economiei sale, precum am văzut și pe timpul COVID-ului, că a fost destul de mult impactată economia și a lor, nu numai a noastră. Deci cred că aici suntem pe o fază de negocieri în care, cu toate că drepturile omului, Emmanuel Macron ne-a spus sigur că nu vrea să le abordeze cu președintele chinez, fiindcă e o problematică care, să spunem, deranjează, așa a spus, când vrei să obții ceva. Dar a fost criticat pentru asta, suntem curioși, ultimul minut de discuție, da. Cum a fost primită această vizită? Pe lângă proteste, a fost critici la adresa lui Emmanuel Macron, știm că și mâine există o parte a vizitei mai personală între cei doi lideri.
Da, într-adevăr, mulți lideri din opoziție s-au manifestat împotriva acestei vizite, aducând aminte, într-adevăr, condițiile în care drepturile umane nu sunt respectate în China. Jurnaliștii s-au mobilizat, ei de asemenea, astăzi făcând chiar un protest, reamintind că 151 de jurnaliști sunt închiși în China pentru opiniile lor și pentru dorința lor de a propaga un discurs diferit de cel oficial. Aceasta, evident că ne poate pe toți îngrijora, mai ales felul în care China își desfășoară activitățile și capacitatea sa de a dăuna democrațiilor când este vorba de proteste, să le influențeze, cum a fost și cazul rusesc sau cum este și cazul rusesc. Și aici vedem o foarte mare rezervă pentru francezi în această vizită. Irene, îți mulțumim tare mult pentru detaliile pe care ni le-ai oferit. Vizita în China a liderului chinez, a președintelui chinez în Paris, în Franța, continuă și mâine. O urmărim cu mai multe detalii pe larg și în seara aceasta la Digi24. Scurtă pauză, revenim la ediția specială. Israelul începe pregătirile pentru a intra terestru în Rafah, chiar de ziua Holocaustului. Armata a ordonat evacuarea civililor într-o mișcare condamnată de comunitatea internațională. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat inacceptabil ordinul de evacuare. Joe Biden a anunțat că va discuta problema telefonii cu Benjamin Netanyahu. Și Franța, de asemenea, și-a reiterat o poziție fermă față de ofensivă israeliană asupra orașului și a amintit, de asemenea, că strămutarea forțată a unei populații civile constituie o crimă de război. În mașini, căruțe sau chiar pe jos, mii de oameni sunt așteptați să părăsească Rafah în aceste ore. Anunțul s-a dat pe toate căile posibile. La televizor, online, prin SMS-uri și chiar fluturași aruncați din avion cu anunțul scris în arabă, rezidenți și refugiați, oamenii sunt sfătuiți să se îndrepte spre zonele umanitare create de armată în afara orașului, care va fi evacuat pe sectoare. Primii sunt localnicii din est. În ciuda presiunilor internaționale, Israel nu renunță la ofensiva terestră în Rafah. Crede că ultimele bastioane Hamas se ascund aici, posibil chiar și cei peste 100 de ostatici pe care Hamas îi are, iar ca dovadă oferă chiar un atac lansat ieri. Israel susține că gruparea a tras 10 rachete din Rafah și a luat la țintă Kerem Shalom, principala poartă de intrare în enclava camioanelor cu ajutoare umanitare. Israelul a retaliat cu mai multe lovituri lansate peste noapte, dar și în timpul zilei de azi, pe măsură ce premierul Netanyahu promite că va continua ofensiva în fâșia Gaza, chiar dacă va rămâne singur. Organizațiile internaționale se tem că va urma o baie de sânge pe măsură ce orașul adăpostește peste 1 milion de refugiați. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. Cele mai recente negocieri între Israel și Hamas s-au purtat la Cairo, dar au eșuat. Hamas a cerut retragerea trupelor israeliene și încetarea războiului, condiții considerate inacceptabile de Netanyahu. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport la Digi24, iar de la Fix, ediția specială, continuă cu Claudiu Pândaru. Noapte liniștită să aveți!